Suntem în săptămâna mare, în seara zilei de miercuri. În fiecare zi din săptămâna aceasta încercăm să rememorăm principalele evenimente care s-au derulat în viața Domnului Iisus Hristos în ziua respectivă. Ziua de marți a fost o zi deosebit de încărcată pentru Domnul nostru. A fost angajat în multe discuții, a fost angajat în multe controverse la templu și, prin contrast, se pare că ziua de miercuri a fost una mai liniștită, una pe care Domnul nostru Iisus Hristos a petrecut-o în Betania alături de ucenicii lui și alături de oameni dragi. Acum, așa cum spuneam, cunoaștem prea puține lucruri despre ziua de miercuri, dar Evanghelistul Matei și Evanghelistul Marcu, de asemenea, inserează în Evangheliile lor un episod care s-a consumat în Betania și se pare că Domnul nostru a petrecut ziua aceasta în Betania, oarecum pregătindu-se pentru bătălia finală, pentru lupta finală. Nu știm cu siguranță dacă episodul acesta s-a petrecut în ziua de miercuri sau s-a petrecut într-un alt punct, însă cred că este potrivit ca în momentele următoare să citim textul Scripturii, să citim episodul acesta și să învățăm câteva lucruri care sper să fie folositoare pentru sufletul nostru. Textul se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 26. O să citim de la versetul 6 la versetul 13. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit, Iisus le-a zis: de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Acesta este episodul biblic la care vom privi în momentele următoare și așa cum am făcut și în seriile precedente, aș dori să extragem câteva concluzii, câteva învățături practice pentru viețile noastre de aici. Și primul lucru pe care l-aș sublinia din textul nostru este că femeia aceasta îl înțelege pe Hristos și contextul în care se află mai bine decât o fac ucenicii lui, mai bine decât o fac toți ceilalți. Femeia aceasta, aș putea să spun, se află aproape de inima lui Hristos, se află aproape de sufletul lui Hristos. Toată perioada aceasta a patimilor Domnului nostru, perioada aceasta a suferinței, perioada în care El se pregătește să fie arestat și să meargă la cruce, este pentru Domnul nostru Iisus Hristos o perioadă de singurătate, de singurătate apăsătoare. Citim în Evanghelia deseori că el împărtășește cu ucenicii ceea ce urmează să se întâmple, împărtășește planul lui Dumnezeu și ucenicii de multe ori, de cele mai multe ori, nu pricep aproape nimic. Chiar atunci când Domnul instituie cina cea de taină și le vorbește ucenicilor despre ce urmează să se întâmple, Evanghelistul Luca ne spune că în loc să fie acolo împreună cu el, să simtă alături de el, ucenicii încep să se certe, încep o dispută cu privire la cine ar trebui să fie cel mai mare. Deci perioada aceasta este pentru Domnul Iisus Hristos una a singurătății apăsătoare. Și iată că avem totuși episodul acesta în care femeia care sparge vasul acesta cu mir și îi unge picioarele este aproape de inima lui.
îl înțelege mai bine decât ceilalți. Și Domnul Iisus Hristos însuși spune aici că dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut, spune Domnul Iisus Hristos, un lucru frumos față de mine. Acum, nu putem să știm exact cât de mult a cunoscut femeia aceasta, cât de bine a intuit ea faptul că Domnul Iisus Hristos avea să moară și să fie îngropat. Dar cert este că femeia aceasta este un om care face ceva pentru Domnul Iisus Hristos în perioada aceasta în care este atât de singur. Femeia aceasta este un om care îi simte inima și este aproape de inima lui în aceste momente de tristețe și de singurătate apăsătoare pentru Mântuitorul. Și în timp ce ucenicii se tot întreabă cine va fi pe locul întâi în împărăția lui, în timp ce Iuda îl vinde, în timp ce preoții complotează pentru a-l omorî, iată o femeie care face ceva frumos pentru Domnul și de dragul lui. Și avem nevoie să învățăm lecția aceasta de la femeie într-o perioadă în care, la fel ca ucenicii în vremea aceea, suntem angrenați și noi în fel și fel de activități. Vedeți, ei se plâng aici și spun, am fi putut să facem asta și asta și asta cu banii respectivi, am fi putut fi mai eficienți, am fi putut avea mai multe proiecte. Și la fel și noi suntem implicați în foarte multe proiecte, dar adeseori, din păcate, cu o inimă străină, cu o inimă rece față de Domnul nostru. Și femeia aceasta ne învață că Domnul este interesat, înainte de orice altceva, de inima noastră și atitudinea noastră față de El. Înainte de a privi la ceea ce facem, înainte de a privi la cantități, Domnul Iisus Hristos privește la ceea ce suntem noi față de El. Și mă rog Domnului să ne ajute să lucrăm pentru El și să fim plini de râvnă pentru El, dar în același timp să ne ajute să-L iubim cu toată inima și tot ceea ce facem să facem de dragul Lui și despre lucrarea noastră să se poată spune, da, este un lucru frumos față de Domnul. Îmi amintesc episodul când Domnul nostru se întâlnește cu Petru și în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, și îl mandatează la lucrare și îi spune, paște oițele, paște mielușei mei, paște oițele mele și așa mai departe. Însă înainte de a-l mandata, de a-l trimite în lucrare, Domnul îl întreabă pe Petru dacă îl iubește. Iată întrebarea de la care începe totul și întrebarea cu care continuă totul. În perioada aceasta de singurătate, o femeie a fost aproape de Domnul nu doar fizic, ci a fost aproape de inima Lui și sper să fim și noi astfel de oameni. Dar tot din episodul acesta învățăm că atunci când îl slujim pe Domnul, trebuie să lăsăm deoparte cântarul, calculatorul, instrumentele de măsurare. Femeia aceasta ne spune textul că o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump s-a apropiat de el și a turnat mirul pe capul lui. Un mir foarte scump, cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Femeia aceasta nu s-a uitat la preț. Femeia aceasta nu s-a gândit, totuși e prea mult. Totuși eu n-am atât de mulți bani, totuși eu sunt o femeie săracă, totuși e prea mult să vărs mirul acesta dintr-o dată. Femeia aceasta n-a avut niciun astfel de gând, ci a spus, de dragul lui trebuie să dau ceea ce am mai bun, de dragul lui trebuie să dau ceea ce am mai scump. Și învățăm de aici că atunci când ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, nu trebuie să punem limite, nu trebuie să ne gândim niciodată,
am făcut prea mult, să mai facă și ceilalți. Am făcut prea mult, eu oricum nu am așa de multe resurse, alții au resurse mai multe ca mine și ar putea să facă mai mult. Ucenicii judecă imediat pragmatic și se gândesc că cu banii ăștia s-ar fi putut face asta și s-ar fi putut face asta la altă și încep să cântărească și încep să cumpănească lucrurile. Însă atunci când suntem în lucrarea lui Dumnezeu, suntem chemați să dăm totul, să ne cheltuim pe noi înșine. Vă mai amintiți de fariseul din Luca, capitolul 18, pilda vameșului și a fariseului? Fariseul care stătea și zicea: Doamne, eu dau zeciuială din toate veniturile mele, eu postez de 2 ori pe săptămână, cu alte cuvinte, Doamne, eu lucrez pe cifre, eu calculez, eu cuantific. Nu asta este atitudinea dorită de Domnul și nu asta este atitudinea care place Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când lucrăm pentru Domnul, să ne cheltuim cu totul. Și îmi place așa de mult că Domnul subliniază: i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Domnul vorbește aici despre moartea lui, despre faptul că el își va da nici mai mult, nici mai puțin decât viața lui pentru ucenicii, pentru întreaga lume. Și atunci când ne gândim la prețul imens pe care Hristos l-a plătit pentru noi, nu putem să punem limite. El n-a pus nicio limită când a fost vorba de răscumpărarea noastră și de salvarea noastră. Și de aceea, cum am putea noi să punem vreo limită atunci când vine vorba despre a ne dărui lui și a ne cheltui pe noi înșine pentru el? Apostolul Pavel spunea, Roman, capitolul 12: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Adică trăiți-vă viața ca o jertfă care nu mai este omorâtă pe altar, așa cum se întâmpla în vechiul legământ, o jertfă care este vie, care umblă, care vorbește, care acționează și care totuși se cheltuie în totalitate și în permanență pentru Domnul. Și un ultim lucru pe care îl învățăm de aici este că Domnul nu uită niciodată ceea ce facem pentru El. Dumnezeu a fost, este și rămâne credincios. Și Domnul spune, oarecum ca o răsplată, ca o mângâiere pentru femeia aceasta care a fost apostrofată: adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Bineînțeles că nu toate faptele noastre bune, nu toată jertfa noastră pentru Domnul va fi predicată și propovăduită în toată lumea, așa cum a fost fapta acestei femei, dar putem să fim siguri de un lucru, că Domnul nu va uita și că la vremea potrivită Hristos va răsplăti ostenelile noastre. Noi de multe ori suntem nerecunoscători față de cei care ne ajută, la fel ca leproșii, tot din Evanghelia după Luca, doar unul s-a întors să mulțumească, un samaritian. Restul au plecat ca și cu minunea și lucrarea Domnului față de ei li s-ar fi cuvenit. Însă, dacă noi uităm să fim recunoscători, Domnul nu uită niciodată jertfa noastră, Domnul nu uită niciodată implicarea noastră și nu uită ceea ce am făcut pentru el. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 15: De aceea, prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. De aceea, femeia aceasta ne învață, în primul rând, să fim aproape de Domnul și atunci când îl slujim, să-l iubim pe el. Femeia aceasta ne învață să dăm totul pentru Domnul și de dragul lui, să ne cheltuim pe noi înșine. Și femeia aceasta ne învață și episodul acesta ne învață că Domnul nu uită ceea ce am făcut pentru el și ceea ce am făcut de dragul lui. De aceea să prindem curaj, să ne implicăm în slujire și să dăm ceea ce avem mai bun pentru Domnul nostru. Aș dori însă să vă las și o temă de gândire.
după ce studiați și după ce citiți episodul acesta, veți observa că atât Evanghelistul Matei cât și Evanghelistul Marcu leagă episodul acesta de trădarea lui Iuda. Și în timp ce femeia aceasta a dat pentru Domnul ceea ce a avut mai bun, fără să se uite la prețul mare, Iuda este cel care îl vinde pe Domnul. Îl vinde pentru 30 de arginți, îndrăznește să pună un preț pe Hristosul lui Dumnezeu, pe cel care este Fiul lui Dumnezeu. Încercați să puneți în contrast atitudinea lui Iuda și chiar atitudinea celorlalți ucenici și să o comparați cu atitudinea acestei femei. Întrebați-vă de ce Domnul o laudă pe femeia aceasta și îi mustră pe ucenicii săi. Apoi am putea să ne întrebăm ce ne învață episodul acesta despre implicarea în lucrările de caritate. Domnul spune, pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi. Ce a vrut să spună cu lucrul acesta? Apoi o altă pistă de gândire, o altă direcție în care putem să mergem este să ne întrebăm ce lucruri frumoase putem să facem noi pentru Domnul. Și nu ce lucruri frumoase putem să facem noi pentru Domnul peste o săptămână, peste o lună, peste un an, ci ce lucru frumos putem să facem pentru Domnul chiar în perioada aceasta de criză. Ce lucru frumos pot să fac pentru Domnul acum, poate chiar în seara aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul cu toții!